Mesaj de la un urmăritor. Mi-e foarte greu să citesc. O să vă las un screenshot să vedeți exact de ce. În mare parte, tot ce am învățat de la tine și Diana. Tot ce fac, am învățat de la tine și Diana. Am un mic atelier acasă, la mine într-o cameră mică. Aș dori să-mi recomanzi ceva hârtie fotografică și am mare nevoie de tine să-mi recomanzi un program care îl folosești la Suma. Eu am Suma D610, care îl folosesc cu FlexiDesign, care încă nu îl stăpânesc foarte bine. Eu lucrez mult în Photoshop 2022. Poate am cerut prea mult, însă îți mulțumesc pentru toate videourile YouTube care mă ajută. Bun, o să-ți răspund la întrebări la final. Salut, apreciez foarte mult că ne urmărești și că ne ceri sfaturi. Dar dacă ne urmărești de multă vreme, știi că îs probleme mari aici. În sensul că nu e ok să-mi ceri sfaturi în privat. Pentru că absolut niciodată noi ca oameni nu suntem singurii care avem nevoie de un răspuns la o anumită întrebare. Sigur, întrebările pe care le ai tu și le-a pus multă lume și o să și le mai pună multă lume și eu dacă îți spun ție, îți răspund în privat, doar ție o să-ți răspund și când o să aibă altă întrebare și o să vină la mine, trebuie să-i spun și lui același lucru. Așadar, revin, când aveți întrebări, curiozități, lăsați-le în comentarii și mai bine pe forum. Avem forum dedicat doar pentru parte de personalizări prin chestii de genul ăsta. Și acolo e foarte ușor să găsești un răspuns la o întrebare pe care o ai, pe care sigur au avut-o și alții. Sau dacă nu, pune acolo întrebarea și chiar dacă nu știu eu să-ți răspund, că nu le știu pe toate nici pe departe, sigur sunt alții care știu și sunt dornici să te ajute. Și uite așa, învățăm toți. Asta e cel mai important, asta e scopul nostru, de asta publicăm tot, ca să învățăm și noi, și voi, și cei din jurul nostru. Să învățăm împreună, pentru că nu poate să fie unul care le știe pe tăți. Dacă nu așa funcționează lumea. E ca și cum ai vrea tu să fii singurul bogat între săraci. Poți să fii cel mai bogat, dar pe drumuri sparte te duci. Da? Deci hai să înțelegem treaba asta. 2. Vă rog frumos, scrieți corect. Nu e deloc dificil. Și eu scriu incorrect și eu fac greșeli. Dar acord un 10% din timpul necesar scrierii să-mi corectez greșelile. De ce? Din respect față de omul care citește, care acordă timp pur și simplu să-mi citească un mail, un SMS, absolut orice, o postare pe forum, absolut orice. Se mai strecoară greșeli, dar fac tot posibilul să fie puține și nu ostentative. O să sune urât, dar unii dintre voi scrieți de parcă luați de bătut în momentul în care scrieți. Extraordinar de urât să faceți chestia asta. Nașpa, foarte rău. Și am spus-o de mai multe ori, mă, nu-i dificil, nu-i greu și nu mi-o las în nume de rău, că n-am nimica cu voi personal și pur și simplu să ignor. Dar e foarte, foarte urât și cineva trebuie să vă zică. Mai să vedem la ce ai nevoie de ajutor. Hârtie fotografică, mă, am zis-o de 14.000 de ori. Noi folosim satin de la AMD. Vorbește cu ei, vorbiți cu dealerii, vorbiți cu furnizorii, vedeți ce se potrivește pentru voi. Nu ne mai cereți neapărat recomandări nouă, nu trebuie să folosiți exact expres ce folosim noi, că noi folosim poate 1% din produsele disponibile, existente. Sunt produse de care noi habar n-avem. Nu trebuie să faceți exact ce facem noi. Ai minunăția în diversitate, în concurență. Faceți diferit. Inspirați-vă de la noi, dar nu ne copiați în totalitate, că nu e ok. Că atunci facem toți același lucru și clienții nu mai au din ce alege. Și ceea ce e păcat. Sunt multe produse pe care noi nu le putem face și le recomandăm să meargă la alții și le și spunem exact unde să meargă, fie că e aici în Cluj, fie că e în țară. Pentru că vedem pe alții ce fac, cum fac, ce lucrează, ce materiale folosesc, ce produse au. Și știm, bă, uite, du-te acolo, ai nevoie de casete luminoase, de exemplu, du-te acolo. Ai nevoie de un full wrap la o mașină, du-te acolo. Chestii de genul ăsta. Noi facem recomandări pe baza ceea ce faceți voi diferit față de noi. Pe urmă, următoarea problemă. Ai un Suma de 610. Eu am zis de o grămadă de ori că nu ne dăm cu părerea despre chestii pe care nu le avem, nu le-am folosit, nu le știm. Nu am avut tangențe cu modelul respectiv și la Suma îs două programe pe care le poți folosi. Trei. E unul, Suma Cutter Controls, pe care îți faci setările, adică ce poți face pe panoul ei, le faci și pe în software-ul respectiv. Aia e partea de control, numai de făcut setări. În ceea ce privește partea de trimis jobul la cutter, de tăiat efectiv, pe vechiul Suma noi foloseam Winplot-ul și pe ăsta Suma GoSign. Știu de FlexiSign, doar că am auzit de el, dar n-am lucrat niciodată cu el, n-am avut tangențe, nu-l cunosc.
Sumau respectiv nu-l cunosc. Noi lucrăm în Illustrator. Ne facem proiectele acolo și în funcție de situație le trimitem la printer, la cutter, la fiecare cum lucrează. Photoshop-ul nu are nicio tangență cu treaba asta. Ai nevoie de Flexi, care nu știu ce e, nu știu dacă e un program de proiectare, gen alternativă la Illustrator și Corel, sau e alternativă la GoSign sau Winplot. Știu că există, dar nu știu ce face, așa că n-am cum să-mi dau cu părerea. Noi folosim Illustrator și suma GoSign la ăsta nou și suma Winplot foloseam la sumaul vechi, pe care nu-l mai avem acum. Na, sper să fie de folos la cât mai multă lume aceste informații. Te rog să fii foarte atent pe viitor la felul în care scrii, că e foarte important și e un semn de respect din partea ta față de interlocutorul tău, persoana care îți citește, să nu lași pe om să ghicească și să, nu știu, mă duc mintea literalmente să citesc. Și o spun asta cu bunăvoință, să-ți atrag atenția că nu e ok. Apreciez foarte mult că ne urmărești, dar din respect pentru alții te rog frumos, acordă 10% din timpul necesar scrierii corectării, pentru că o să te ajute extraordinar de mult în general în viață, dacă acorzi mai multă atenție celor din jurul tău. Pentru că, mă repet, eu fac asta ca o formă de respect față de persoana cu care vorbesc. Așa că pe viitor, nu ne mai scrieți în privat, comentarii sau pe forum. Zic cu spor!